Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd situația în care te afli, ce anume urmează, rezultatul final, provocarea, soluția, dar și surpriza în cadrul acestei situații. Să vedem despre ce este vorba. Wow! Văd că în momentul de față te afli într-o situație foarte ciudată. Avem în primul rând 6 de cupe la baza pachetului. Aici, uite, văd o dezamăgire, văd ceva ce nu îți place legat de trecutul tău. Pe de altă parte, văd că te gândești foarte serios la un suflet pereche, la o mutare împreună, o căsătorie, la stabilitatea unei relații. Văd că ești o persoană foarte sensibilă. Niște discuții aici care au avut loc în legătură cu o casă, cu o mutare împreună. Apoi, văd că în momentul de față poți să ai legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dar nu este neapărat nevoie, doar pentru unii dintre voi. Văd faptul că într-un moment anume, ai luat o decizie de a deveni o persoană rece, detașată. Pur și simplu ești o persoană care în momentul de față fie a fost dezamăgită, fie ești o persoană care așteaptă dragostea, doar că ești ca o persoană cu uniformă, adică ești o persoană foarte sigură pe ea, ai niște reguli, știi foarte bine ce vrei. Știi foarte bine să-ți controlezi emoțiile, văd aici. Însă văd și faptul că te îndrepți către un nou început, doar că încă ești cu gândul, da, în trecut. Simt aici că pentru unii dintre voi este ca și cum vă doriți neapărat o relație stabilă sau vă doriți neapărat un proiect, ceva anume. Provocare. Provocarea este regina de bâte, o rivală, o altă femeie. Provocarea poate să țină și de o persoană dintr-o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Provocarea este să te simți bine, să te detașezi, să te distrezi, pentru că văd că ești o persoană foarte calculată, foarte sinceră, foarte emoțională, nici nu-ți arăți emoțiile de foarte multe ori. Le ții doar pentru tine. Hai să vedem despre ce este vorba. Asul de cupe. Este ceva foarte profund aici, adică acest nou început pur și simplu este un moment în care tu ai ales inima ta, tu ai ales bucuria ta, liniștea ta. Pentru unii văd aici că ați cunoscut pe cineva recent, o persoană nouă în dragoste. Dacă ești bărbat, văd că ești între două femei sau nu știi ce să alegi. Poate chiar un nou loc de muncă pentru unii dintre voi. Da? Totuși, văd aici că ești o persoană sinceră, fidelă. Văd un prieten care te sfătuiește, care ți este alături. Poate chiar o întâlnire recentă pe care ai avut-o aici cu o prietenă pentru unii dintre voi și ați discutat niște lucruri. Însă văd aici și niște probleme legate de timp, da? Adică nu mai este timp în situația asta. Vrei să mergi pe drumul tău, vrei să știi ce te așteaptă de acum încolo. Și cu provocarea. Provocarea ține, uite, de niște discuții. Da? Cineva care tot evită aici să se decidă sau evită să facă ceva anume. Uite, deci pur și simplu văd aici un element de noutate, că este o nouă pasiune, o nouă viață pe care o vrei, un copil, o nouă persoană. Ai ales să îți vezi puțin de inima ta. Da? Totuși văd aici că e ca și cum ai semnat un nou contract sau te gândești să semnezi un nou contract. Hai să vedem ce anume se întâmplă. Steaua.
O dorință devine realitate. În sfârșit vezi lumina de la capătul tunelului. În sfârșit văd această energie de fericire. Soluția e 5 de cupe. Soluția e să faci pace cu trecutul. Pentru că cineva nu se poate desprinde de trecut. De asta ești singur sau singură. Pentru că încă ai răni pe care trebuie să le vindeci. Pentru că încă mai ești cu gândul la o fostă persoană. Dacă relația nu merge, la fel, nu te poți desprinde de trecut, nu poți să ierți ce a făcut omul ăla. Sau vezi numai partea negativă a lucrurilor. Hai să vedem, steaua, că apare o speranță. O speranță legată de casă, legată de o sumă de bani, poate să fie vorba despre o ofertă de la muncă sau vrei să-ți cumperi ceva în casă. Un aparat sau ceva legat de zona tehnologiei. Cineva îți poate oferi o speranță prin ideea aceasta că își dorește ceva stabil cu tine. Uite, o relație oficială sau niște reguli care se impun în această relație și lucrurile se clarifică între voi. Deci asta se întâmplă. Hai să vedem rezultatul final și avem doi de spade. Păi aici rezultatul final vine cu o lipsă de comunicare sau rezultatul final poate să vină cu o decizie pe care cineva o are de luat. O pauză într-o relație, un moment de izolare. Iar surpriza ține de trei de monede. Da? Trei de monede care poate să vină cu o întâlnire într-un cerc de prieteni. Într-un loc drag sufletului tău. Dacă e vorba de muncă și aștepți o ofertă, aceasta vine sau apare o idee, apare o informație bună care te ajută, doar că va fi nevoie să studiezi. Da? Dacă ești într-un triunghi amoros sau într-o relație în care se bagă prieteni între voi, familia, vecini, nu știu, colegii de la muncă, dragilor, acolo situația devine la fel. Da? Deci rămâne la fel. Doi de spade. Lipsă de comunicare, o lipsă de apreciere, da? O întâlnire în care mai nimeni nu comunică sau rezultatul final este că va fi nevoie să te concentrezi foarte mult pe acest proiect și vei evita să intri în contact cu mulți oameni sau vei evita să discuți foarte multe. Da? Iar surpriza este că uite, aici pot fi niște probleme, da? Pot fi niște probleme. Poți întâmpina dificultăți, fie legate de studiu, fie legate de prietenii tăi. Deci, atenție pe acolo că cineva nu te vede cu ochi buni. Hai să vedem despre ce e vorba. De undeva la o vreme de seară, da? Undeva la o vreme de seară. Și mai văd faptul că din nou se accentuează acest mesaj, cum că încă o dată ți se va arăta ce e bine și ce nu pentru tine. Și asta îmi place. Și văd că vei reuși, vei înflori, fie relația merge de la zero. Aici o plimbare la o vreme de seară te-ar ajuta. Pentru unii chiar văd faptul că o să vreți să vă îndreptați foarte mult, da? Spre un contract de muncă unde vă vin banii sau spre o relație în care vă simțiți apreciați, vă simțiți bine. Oricum ar fi aici, eu văd bani, căsătorie, dar văd și o apăsare grea, văd o problemă aici care este. Hai să vedem oracolul ce spune. Wow, dragilor, mare atenție aici, da? A ieșit. Magie, ceva ascuns. Cineva vă pândește, cineva vă spionează aici. Sunt niște lucruri ascunse pe care cineva le face și nu vă spune. Atenție foarte mare și la persoanele din jurul vostru. Sfatul aici este să încercați să vă țineți viața cât de mult privată. Oricum aveți protecție. Vor fi niște discuții aici legate de un drum, gelozie, un mic mare scandal. Ia să vedem. Și
Și e ceva legat de o persoană mai excentrică, o persoană puternică, dar cineva care își dorește libertate, cineva care va acționa într-un mod ciudat. Să vedem și îngerii ce spun. Foarte curând apare o împăcare și o nuntă. Wow, dragilor! Foarte curând se va decide ceea ce tu vrei. Această situație se finalizează cu o căsătorie și mai văd că cineva din trecutul tău se întoarce. Foarte interesant. Deci, dragilor, aici e posibil să se întoarcă cineva din trecutul vostru și să vă propună direct o relație stabilă sau o căsătorie. Ideea este că, așa cum am spus, aici vor fi tot felul de probleme. Fie din nou se bagă prieteni între voi. Dacă e un triunghi amoros, lucrurile mai durează, nu se clarifică acum. Dacă este vorba despre un loc de muncă, cineva vă propune să vă întoarceți la acel loc de muncă, dar vor fi colegi sau vor fi persoane care nu vă vor privi cu ochi buni. Asta nu e neapărat ceva negativ, dar depinde și de voi. Mai vreau o carte. Această persoană este pentru tine, așa spun îngerii, că e o iubire adevărată, e cu pasiune. Oricum ar fi, repet, cineva se întoarce în viața ta, fie este o relație karmică dintr-o altă viață. Dacă ești o persoană singură, cunoști pe cineva foarte rapid, dar persoana asta vrea foarte rapid căsătorie. Problema este că există foarte mare posibilitate să se întoarcă și o fostă relație în același timp și să fie nevoie să alegi și nu vei ști ce să faci, că e posibil tu să fii persoana care spui ok, vreau o pauză, să mă gândesc pe cine aleg, pe tine sau pe tine. Un drum, deci drumul ăsta schimbă tot. E un drum cu supărare și un drum cu final. Cineva face un drum, are parte de o supărare, dar apoi finalizează ceva. Și văd o protecție divină aici. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul abonează-te, butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Poți să recomanzi canalul unei persoane dragi ție dacă vrei să mă ajuți și de asemenea dacă vrei să îmi sprijini activitatea, poți să apeși butonul alătură-te și te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.